Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou live pe canalul Universității Craiova. Avem un invitat special, este vorba despre Vali Mihailă. Mulțumim, Vali, că ne-ai acceptat invitația. Vom face un draft, vom juca împreună, cum v-am obișnuit și în celelalte live-uri pe care noi le-am făcut împreună. Dacă aveți câteva întrebări, pentru că sunt sigur că aveți întrebări pe care vreți să îi le puneți lui Vali, aveți 4-5 minute de încălzire înainte să începem meciurile de la draft, pentru că Vali e entuziasmat, zice că o să câștigăm 100% draftul. Așa că te-a întrebat bine, nu? Salutare tuturor, salutare! Și jucătorul tău preferat din FIFA? Neymar. Știam. Și folosești acele 5 stele la schimb, fac și tu da. Elastico. Sau care e schema pe care o folosești cel mai des? Brazilian. Bine, la brazilian nu trebuie 5, dar păi și da, nu mi se pare așa util în joc. Neymar, a, o face... O dată, știi? Da. Jucător, să dai de două ori, apoi, nu știam. Nu, da, tot așa. Nu, cu Neymar fac doar doar. A? Nu știam, sincer, eu tot de două ori dădeam. Nu, că e mai rău singur. Cred că e singur jucător de fapt. Vali, cel mai bun jucător, Under 21. Mersi frumos, si. Frumos gol, Vali, cu viitor. Mersi. Chiar bine, a apărat foarte bine cu buza acolo, a scos, ai dat foarte bine, dar ce că să dai gol la Iași. Asta e ce mi-am plăcut. Bine. Bate. Cum te simți că ai marcat golul victoriei cu viitorul? Ce au zis colegii? Mă simt foarte bine, dar acum trebuie să ne gândim la meciul cu Iași. Dacă câștigăm la Iași, suntem foarte bine. O întrebare destul de dificilă, mai ales că mulți au simpatizanți, mulți aleg Messi, mulți aleg Ronaldo. Pe cine alegi? Te întreabă cineva. Messi sau Ronaldo? Da. Messi. De ce? Îmi place mult. Îmi place stilul lui și îmi place mult cum joacă și Barcelona. Și dacă ar fi să alegi un jucător la Universitatea Craiova, pe cine ai luat? Pe Messi sau pe Ronaldo? Pe Messi. S-ar putea să joace pe toți cu tine, dar nu că nu joacă pe stânga, joacă dreapta. Bine, joacă ce vrea. Întreabă pe Vali dacă îl știe pe Jepcar. Îl știu, că mă uit pe YouTube la el. A rupt picioarele în două. Meriți banderola de capitan, Mihail. Mai este mult. Nu prea se aude bine, Mihail. Probabil trebuie să vorbești puțin mai tare și mai aproape de microfon. Întreabă cineva dacă îți place să joci șeptic. Îmi place să joci șeptic, da. Chiar mă joc cu Vladoi foarte mult și cu prietenii și cu Constantin. Hai cu 3 puncte la Iași. Și că Vali, îmi poți da un sfat pentru fotbal? Sfatul meu este munca. Dacă dorești să ajungi și fotbalist sau... În orice faci trebuie dăruință și muncă. Da, te întreabă cineva, Bărbuț sau Ivan, ce părere ai? Dar chiar cine e mai rapid, Bărbuț sau Ivan? Eu zic, bine, am avut noi niște teste pe 30 și de cine metri, a ieșit? La 2 a ieșit cel mai bine, dar nu. Serios? Eram nu și foarte bine încălzit și nu cred eu că la aceste teste se compară cu meciul. Cu jocul, da. În meci mi se pare că sunt mult mai rapid decât în... Ce părere ai că ești mai rapid decât Ronaldo sau Messi? Mă refer în FIFA probabil că și în viața reală. Bă, sincer, dacă te pune cu ei la 50 de metri, cred că ei face, sincer. Nu știu. Da, eu zic că da, mă vizionez foarte mult. Care este cel mai bun prieten al tău de la echipă? Păi am cam 3 sau 4. Cam cei mai buni prieteni. Este vorba de Bărbuț, de Roman, de Vali Constantin. Vladoiu, mi să nu uit pe cineva, știi, se face super bine. Dar cam toți, oricum, toți, da, am văzut că așa. Bine cu toții colegii. Bine, asta e oarecum natural că ai cel mai bun prieten și da. Prieten, adică te felicit pentru gol, forța știința. Ai mașina Vali. Ai mașina Vali. Da, am mașina. Ca avea. Vali ești cel mai bun om de la România, Under 21. Sper să ajungi acolo unde îți dorești. Haideți să luăm și draftul, să îi dăm lui Vali să facă draftul, pentru că el este invitatul nostru. Mergem. Au scos draftul? Da. Ia să-l vedem, eu las controllerul jos.
și îl las pe Vali. Da, azi cum mergi cu coaie, să te-am făcut cu coaie. Nu mai România, 4-2-2-2 și am zis, mă, ce faci cu 4-2-2-2? Așa joc eu, în lui Coșta. Nu? Da, are shadow. Da, pentru că are shadow, îi dăm mult viteza, ai înțeles acolo. 4, da. E ok. Eu încep cu atac mai întâi. Aolea. Kylian. Da, Mbappé, că... Deci, era... eu când fac draft-uri și sunt cu băbuți în cameră, eu cu el sunt în cameră, el zice mereu, bă, tu te grăbești la draft-uri și nu le faci cum trebuie. Știi cât hate mi-am luat și eu pe această temă? Cum se pare că s-a acomodat Nistor la echipă? Foarte bine. Este un băiat de nota 10. Te întreabă Dinu Andrei dacă îți mai aduce aminte după meciul cu Botoșan când ai făcut poză cu el. Nu știu. Aici te am de jucători foarte buni. De fapt, 3 și Mane. Dar eu îl aleg pe Neymar. Păi fac e și chemistry, face chemistry. E cam... E preferatul tău. Meu. Și aici dacă îmi pică Messi, da, cum spun. Nu pot să-l aleg cu Figo. Figo că îmi pică cam în toate drafturile. Da? Da? Eu știu pe cine aș vrea, pe Zidane 96. Și Zidane mi-a picat. Uite aici cred că o să ne pice. Aici. Nu e cam? Cam, da, uite că și Rui Costa a fost o cam. Rui Costa, dacă nu mă înșel, a fost capitan. Cred că de-aia. Da, da. Verratti pentru... Și ala ar intra. Da, e ok. Ce spui? E mai bun Alan decât Verratti. 100% asta. Da, e bun, nu. Alan e un jucător foarte bun. Are și 4 la skill move și poți să faci... Vă salutăm, vă salutăm. Aolea, aici... Luăm Danilo sau luăm Lopez să-l trecem și să-l trecem cu Mbappé? N-ai niciun argentinian, n-ai nici măcar... Uite, argentinian și Palacios. Da, el ca să-l bagi în locul, să facă cu Messi, ai înțeles? Și îl schimbăm oricum, în minutul 1 mai găsim mai un mijlocaj mai bun decât el. Eu zic că e mai bine așa. Cum te înțelegi cu Mirko? Foarte bine, stau și lângă el în vestiar. Suntem vecini, să spun așa. Scaun lângă scaun. Nu chem până aici. Și pentru chemistry și pentru că nici nu ai pe cine altcineva. Da. Știi că nu e rău Campbell. Salut Flaviu, salut! Tomori? Ai jucat cu el până acum? Pare interesant. Da, pare interesant. Și nici n-ai avea ce să avem un Socrates cu Shadow. Nu avem Tomori. Și aici un... Un goalkeeper. Nacho. S-a făcut trebă. Cum se face? Ce să luăm aici? Voi să adică, nu? Ricardo Pereira. Eu zic că ia. Ricardo pentru care Hunter și dă 99 pace. Și ar putea să-l trecem și pe Rui Costa. Da, da, nu cred că mai face. Ba da, facem. Poate găsim alt, da, e bun și poate găsim alt. Am așa? Da, și poate găsim alt mijlocaș central. Să scade. Păi nu, aia ziceam, poate găsim un alt mijlocaș central, poate ne strică ceva. Jordi îmi place foarte mult. Da, din păcate. Sandro. Ana. Știi care e faza? Ia ține puțin, dacă îl mutăm pe dacă facem rocada între fundaș și central. Să fie la fel. Da, la fel, bine, da. poți să elii pe Alexandru dacă faci lucrul ăsta. Știi? A, da. Păi știi ce facem? E mai bun Sandro decât Robertson aici. Sunt pe acolo, sincer, cei doi. Nu-mi place de niciunul. Mai mult îmi place de Alex Tez, dar are da, basic. Eu cu ăsta joc în echipa mea, de 86, da. Uite, poți să-l iei pe Alex Tez, dacă îți place ție. Să luăm Tez. Eu aș lua între Tez, aș merge între Tez și Sandro. Ar fi două variante bune. Hai să luăm Tez. Mergi pe mine. Ce părere aveți de Haaland? În realitate sau în FIFA? Da, face chemistry. În realitate e foarte, super, foarte, super, foarte bun, dar în FIFA nu-mi place foarte mult. Pentru că nu are nici skill move, nu are nici weak foot. Dar de Vinicius îți place? În realitate? Da. Da. Și îmi place și în FIFA, care are 5 skill move. Da, te întreau băieții dacă ai echipă de Ultimate Team. Da, am echipă de Ultimate Team. Mă joc de când a început.
Dar știi ce prostie am făcut, nu? La început. Ce prostie? Mi-a picat butraghinio. 1.000.000 și ceva. Și ai deschis pachete, toți bani? Nu am deschis pachete. Am luat... mi-am luat cam cei mai buni jucători care credeau că sunt atunci. Van Dijk și Kanté. Pe Kanté l-am ținut și pe Van Dijk nu știam să mă apăr la început. Și l-am vândut. Dar era bun Van Dijk. Era cel mai bun fundaș atunci și... Dar și Butraghinio, să știi că era foarte bun. Da, dar am zis să vând ca să... Am înțeles. Uite, putem să luăm pe Son ca să-l băgăm în mijlocaș acolo, știi, lângă Al... Da, deocamdată... Nu ai ce altceva, sincer. Unde te vezi, Vali, peste 10 ani? Aha. Nu vreau să... Deja îl îmbătrânirea. Peste 10 ani, mai are puțin și se lasă. Păi, n-am ce să facem. Și că ce credeți de Messi în FIFA? Este de posedat cam ușor și chiar trebuie să driblezi cu el. Messi, la ce agilitate are și la ce balansare. Foarte greu să-l deposedezi. Mie așa mi se pare. Am spus că în joc, când am în echipă Messi și Neymar, da. Joc foarte. Mihaila, sper să nu te transferi de la universitatea și dacă o faci, să nu pleci la FCSB sau Dinamo. L-am verat. Și încercăm să legăm așa. Dar nu... Dar scade și Teles. Nu, lasă, ia pe orice, pe De Bruyne, e mai bun. Îl băgăm în locul... Da. Cel pe... Barn. N-am jucat niciodată. Nicio. No? Ia el. San Maxim. Se e care 5 ani? Da. Păi știam de la început de joc, că l-avem super sub. E la început? Da. Hai să mă dau un fundaș. Bun. Am invertit. Da, oricum nu contează, sincer. Virgil. Van Dijk, a venit regele. Sincer, nu știu dacă o fi mai bun decât băiatul ăsta. Da. Mamă, ce fac. Avem fund destul de bun. Aici n-ar trebui altul. Ar fi bine să-l jucăm pe 10 ca să ia... Sau un Arnold. Nu știu. Royce, Kane... Royce. Mă, Salah, striker. Mount. Ce zici? N-am jucat niciodată cu Mount. Și eu pe Mount? Da. Sterling l-am avut. Bun? Da, tot așa, foarte, foarte rapid. Da, șutul de la Pocnel și Wii-Foot 3. Bine, că și acum cu cine joc cu Bernardo Silva, tot așa are Wii-Foot 3. Se pare că Cicălău este primul fotbalist din Gandhi care are inform. Da, e singur, nu? Da. E singur, da. Ia uite cine ne-a picat. Au, nu cred. Chiar așa la ultima, la știi? Ultim. Da. Perfect. Messi și altă. Și dacă ne pică un antrenor din Spania sau un antrenor, îi dăm un alt. Da. Asta e până când l-a dat un da. Și Michael. Ar fi bun. Bufon. Îl luăm așa pentru experiență. Îl punem antrenor cu portarii, dacă nu. Da. Oricum ți-am făcut 100% chemistry din primul joc. Zidane, Zizou. Trebuie să mă vezi pe ce le dai la cursul ăsta. Îți arăt cursul meu, oricum aici... Bine, aici depinde și de sistemul pe care nu știu. Hai, da. Stay back și asta și asta. Trebuie neapărat la... Am
aici poți să le dai un cut inside cu getting behind. La ăsta nu-i dai nimic. La atacant? Da. Nu-i dai nimic tu? Niciodată. Îi dau getting behind menu. Înainte de dam și driftoid. Bine, poți să-i dai stay wide aici. Înainte de dam driftoid. La atacant? Da. Păi îl duceai la mama naiba. Păi da, să se miște, știi? Da. Hai să stea mai jos echipa. Asta. Face echipa mai, mie îmi place echipa astea mai strasă și compact. Pentru că dacă vrei să o desfaci, dai hug slider și merge. Vrei să nu uiți să dai? Da. Așa mai fac în cantonament cu bărbuți. Și când ne grăbim eu ori el, dăm repede și și nu. Așa am făcut eu cu Roman aici? Da. Da, și am jucat eu repriză, el o repriză. Ibaresi acum? El e, nu? Da. Prime. Ramos Semedo, mamă ce apărare are. Și Alisson Totti. Ai zis că avem noi apărare, dar... Ia uite, băiat. Bine că... Și uite pe ăsta, pe Semedo, vreau să-l ia da? Hai să vedem ce putem face. Sper să nu mă bătării. Au. Camera. Cum ești? Telebroadcast, tu ce joci? Eu sunt cu roșu, băieți, din păcate. Nu vreau să o poate și cu roșu. Ia uite-l cum îl fac, vezi? Ia uite-l pe TS, cum îmi place lui Vali. Vedeți că știe, nu... N-are viteză. Zizu? O, e lent. Da. Ai jucat cu el până acum? Da, da, da. Eu n-am jucat cu el de 96. Am pică la drafturi. Am loc așa la drafturi. Îi dau prietenii mele și mă facem tot. Îmi facem drafturi. Și se pricepe? Da, se pricepe, dar la junior, la junior. Mă, și mira la ce. Au! Mai bine de la pachete. Ți le deschidem. Nu! No! La mulți ani pentru mâine, Vali. Te iubesc. Awake tuber. A făcut braziliana, Vali. Ia uite, exact ce zicea de Messi. Nici mie nu-mi place Messi, sincer să spun, în joc. Da, da, trebuie să ajungi să finalizezi, aia e problema. Ideea e că niciodată nu trebuie să... Ce facem? Ce facem, Dane? Mai departe. Una. N-aveam unde. Pe 16? Da. Haide, Rui. Rui, Rui. El 2-2. Mamă, sunt prea mulți. Messi la recuperare. Știi să dai pasa dublă? E așa. Să se zice puțin mai. Da, se zice da. Că e foarte bună. Dar nu prea știu, dar nu vine. Au, ce ne-a făcut Zidane aici? Nu cred. Mi spune băguți imperial. Ia uite ce pasă a dat Zidane. Bună? Yes. Просто эти.
Greenwood. Dane. Hai, din aproape în aproape, așa. Bătrânește, cum ar zice Ovi. Era culmea Campbell să nu-l dea la o parte pe Messi. Na, oh, erai singur. Te-am văzut? Valie tehnic. Da, și mi s-a părut slab la început, l-am zis slab în... Du-te singur. Du-te, du-te. No, erai singur, trebuie să avansezi. Ce să dau cu ursul ăsta? Bun! Bună! Bună! Alan! Haide, haide că ne vedem! Mamă, dar chiar că zici că e urs, frate! Vezi la Campbell, atât de mare e! Dar bine, e o calitate mare pentru un fundaș central. Fii atent cum a găsit gaura. Bă, dar și eu eram sigur că... Adică era normal să nu-l faultezi. Așa. Bine, Messi! Gol! Oh! A fost Alan, dacă era altcineva. Ce greșeală faci, Dani. Zidane vs. Zidane. Vezi că e ultimul atac. Nu, ce primul. Baresi. Parcă a luat singur mingea. Să nu scoți fundașul. Tatonează. Că l-am tatonat eu direct pe lângă el. Dă-i ea că nu mai... Vali, folosesc cardul tău pe banca de rezervă. E când mă avantajează, fac performanță din Târgu Jiu și sunt prezent la toate meciurile. Are și peste 100.000 de abonați. Trebuie să câștigăm. Neapărat. Dacă nu câștigăm. Dar oricum, trebuie, n-am uitat să dau overload. Folosești overload? Nu. Trebuie să-l folosești neapărat. Știi ce face? Ce prost am ieșit. E o regulă în FIFA. Nu selectezi fundașii până în careu. Da? Da. E foarte greu să te aperi. Urcă. Nu e. Aștept. Aștept. Bună. Dacă faci face shot, bun și așa. Messi. No. Mamă, Dani, ce greșeală. Dă-i ca să nu fie. Do! Zizu! Nu cred! Wow, băi, chiar a fost frumoasă faza asta.
Ia uite ce a venit. Nu. Nu vom face unul la unul. Plec. Aici se vedem. La unde? Trebuie să dau cu triunghi. Dacă dădeam cu triunghi... Ce mai avem pe bancă? Royce, cred. Offside? Offside. Nu cred. Bun băiatul. A făcut și da. Ball roll când am ieșit cu portarul. Da, dar nu e ce-am dat. Da, bar. Cum vrei să dăm de acolo, bar. Stăm ceva și nu. Salut, Mișu, salut! Pe Mișu Catrina, știi? Nu l-ai urmărit. Jocul foarte bine. Nu știu ce... Cătă comisia, cum se face. Păi, și pe cine? A, vrei să-l băgăm pe pară. De ce, este stângaci? Dar și vrei zicea dacă băga piciorul stâng? Ne lasă și jucătorul să se bucure și pe noi asta mai enervează cel mai rău. Ia uite-l. Greenwood. Cred că a dat dublă. Da. Am un timp presc. E bun și Neymar, dar n-are fizic. Nu. Se pare că ne prinde foarte rău pe zona centrală. Dar cum să-l ia Greenwood? Adică. Bun. Satoma. Are și pe Semedo... ...ala... ...headline. E nasol în 2 dacă ai selectat atacantul, se fuge pe lângă minge, nu înțeleg de ce. Am crezut că îi trece printre picioare. S-a băgat și din presă. Trebuie să o calmăm puțin, că... Ce să mai calmăm, să nu mai avem timp? Mai sunt 5 minute de joc. Nu, frate, am dat lung de bine. Bine că nu se uită Roman la live. Bravo. Aaaa. Și... Bravo! Vezi, mai avem timp acum. Haide. Ia, robotul. Dacă ce-și fac cum joci fotbal, o să ajungi campion mondial. Mai avem timp să-i dăm un gol? Avem timp. Dar trebuie să luăm mingea. Trebuie să luăm mingea, rapid. Acum. Și înapoi. Nu! Trebuie să dau la poartă. Da, trebuie să dai la poartă acum. Crezi că din prima poți să dai. Nu, no, nu scoate fundașul.
L-ai scos. Dar uite cum se târie, Virgil. Și noi. A, și era. Da. Vezi că scoate fundașul într-un locul lui. Nu mi-o mai da. Hai, frate. Hai că acum hai să vedem și pe fără trău. Zidane. Ce ghinion! Ce slab, frate, am fost. Dar a fost și norocul lui. A băgat dinainte și tu te-ai dus după. Fugi cu el pe bandă. Mbappé. Și pas. Ți-o gol. S-a dus după tine dacă o dădea penalti? Nu cred că... Dacă îți pasam, se dusese după tine. Dacă o recuperăm acum... Mamă, și de ce-a vorbit? Ce zicea? Că o pierdem din prima? Am vrut să vedem, știi? Aici și asta ultima, trebuie să dau gol. Ce să zic? Hai să te vedem, Valila, că tu ești norocos. Nu sunt. Am fost la început. La început chiar mi-a picat jucătă. Deci... Ce faci, Valila? Ce-ți mă fie? Crezi că se... A, trebuie să le dau pixel. Mai faci un așa ție? Da. Dar nu la Rivals, că... Da? Jucăm la... Pe, am 2400 skill rating. Întâi 2400 skill rating, îmi dă mai de top 100 de la FUT Champions. Trebuie să jucăm la aseara, Friendlies. Aseara am promovat și în Divizia 3. Da. Dar nu vrei să promovezi mai sus sau acolo... Acolo e... Acolo e nivelul. Acolo sunt eu. Am înțeles. Credeam că, uite, Roman stătea în divizia a doua sau a treia pentru obiective. El a văzut că face obiective. Da, așa. Nu. Play online. Știi ce putem face? Să jucăm un mystery ball. Fii atent aici. Și mi-a ieles să-l mai ai atâtea cartonașe galbene. Nu știu cum ne-am luat atât. Sezonul trecut cred că am luat... Nu știu dacă am luat 3 tot campion. Da? Și acum am 8, da. Au, eu nu mai vreau, nu au băieții contract. Păi că de mamă e. Fii de acelei atacanți și... Da. Și colegi. Păi de ce oare ai fi făcut eu așa? Borța, cred că, nu știu dacă l-am. El e în joc, nu? Cine? Borța. Da, e în joc, da. Era acolo. Unde era? La e aici. La mici, uite-l. Oh. Și cam cu români noștri. Noi noștri. Eu că joc cu... Cam și o carieră, joc cu... Creva? Noi. Și joc numai pe pensie. Da. Ești cu părbuță. Și cum ți se pare Roman? Roman? Destul de bun. Are 4 IQ, dacă nu știu. Da. Kicking 85. Ce pare de el? Zice cineva, Colici dă gol cu Iași. Doamne ajută, să dea 2. Să batem 2-0. Măi, să... Hai că ținem un draft. Bine, dacă dădeam gol cu Zidane atunci, până mi-a prins, făceam 2-2. Acolo era, 3-3. 2-2. Nu, ai avut și tu și am avut și eu, nu și în prima repriză. Păi nu... A, prima repriză, da. Nu mai știam.
la Mystery Ball sau ce ai dat? Da. Ai jucat? Da. Eu sunt roșu. Vezi că acum e Speed Boost. Mai ales că ai noștri nu prea au viteză așa mare. Hai că o să iau bine. Ce ați vrea mai mult, cupa sau campionatul? Ambele ar se pare. Cupa e mai accesibilă. Da, cupa e mai accesibilă. Da, dar eu mi-aș juri campionatul. Adică mi se pare mai ușor să iei cupa decât campionatul. Adică dacă bați Iașu ești în semifinale. Da. Ia uite, Roman. Aveți noi dribbling, boss. Ia fii atent. Alex Schimu Mateiu. 5, nu? Da. Toți. Ce tare. Să vezi un Mateiu că face așa în tăcare. Cicăldău. 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 Au. Ia. Cine e băiatul? Dar e tehnic. Are și viteză, ia uite-l. Dar parcă framează așa. Da, pe așa se mișcă. Cicăldău! Gol! Vezi, bă, dacă se uită Cicăldău, vezi ce goluri dai și în FIFA. O să mai ia și un inform după golul ăsta. Știu că am vorbit cu el, mi-a... Da? Da. M-a și întrebat ce părere am de... Bine, joacă, nu mai bagă atare prize, știi? Avem speed boost acum, nu? Frumos, forța. Prinde. Roman cu stângul lui. Mamă, ce speed boost a prins Vali Mihaila. Și Mateiu! Mateiu! De ce n-a dat în scurt? Nu știu de ce n-a dat în scurt, dar... Dribbling. Oh, știi ce am făcut? Eu am dat să... Am crezut că am bătut eu, știi, obișnuit, da, și am dat să selecteze jucătorul ăla și după aia să vină către minge, știi? Știi. Aolea. Acum... Să-mi dea la poartă. Să-mi dea la poartă că... Bravo. Și Roma, se dă la poartă. Ia vezi Romica. Și centrare. Romica. Da, tău, era Borța. Bălașa. Este exact ca în realitate. Puțin și egoist. Și Mihaila. Nu se poate. Mihaila este egoist ca în realitate? Nu sunt egoist. Și am și eu așa. Să văd ce zici. Speed shooting boost. Dar de ce a dat așa cu shooting? Barbot. Hai barbot, pleacă. Pleacă să nu te mai prinde nimeni. Roman, cu dreptul. Bine, Mirko. De lu Vali. Hai de Vali. Unde? Dar nu se mai schimbă la trebuie să iasă mingea afară, nu? Sau ce? Se întâmplă ceva? A, trebuie să iasă mingea afară, da. Roman. Bărbuț. Pentru Roman. Roman. Roman! Mihai Roman! Și facem și puțin. Se calmeze. Să se calmeze Roman. Să se calmeze puțin inima lui.
speed. Mamă, stai că... Da, până a dat el pasa... Colici. Frumos. Ia uite. Ha, mă, i-am dat lui Elvir, dar ai plecat cu el, ai fugit cu el. Și că Mihaila nu fie egoist, dește o pasă de gol lui Colici să dea și el un gol. Trebuie să dai un gol cu Barbuț. Offside? Nu e offside. Uite! Vezi, am dat pasă de gol. Le Colici. Deci trebuie scuze. Păi ai da. Jucat la echipa de gol de 2. Vedem gol. Îmi place să mă joc Volta. Da? Uh-huh. Eu nu înțeleg jocul de acolo. Bine, mă joc cu prieteni, știi? 3-3. Mă joc online. Așa. Mă joc cu prieteni. Da? Da. Avem passing, trebuie să facem tiki-taka. Hai. Deci nu pasă. Pasă nu, da. Hai, scoate și pe Mircul la atac. Asta e o prostie. Da, trebuie să-l selectez. Da. Dar în 2019 te-a lăsat. Nu? Nu. Cum nu te-a lăsat? Nu te-a lăsat. Nu te-a lăsat niciodată să selectezi sport. 5-3. Tot de două a fost și asta. Mamă. Alex și Căldău. Alex și Căldău. Pasă către Roman. Offside. Dar vine... Penalti. Eu bat. Da. Cine bate? Ce Căldău? Da. Dar nu te duci. De ce te duci înainte? Să-ți vadă capul? Și ce? Da, nu, da. Mi-a scăpat mâna. De obicei nu-mi scapă. Da. Eu nu știu să dau. Eu dacă am... Dar are puțin la penalti ce Căldău. Chiar dacă sare acolo nu-mi ia. Da. Niciodată. Eu îl dau de înainte și să nu vadă capul. Dau șut, iar apoi... Nu, 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 eu dau dinainte, dar ideea e că o pun în vincul. Uite la noi, a, tot de două a fost. Da. Bun. Care e cel mai bun fotbalist la ora actuală? Messi. Ce din toate timpul. Zici? Da. Este Maradona? Peste. Nu știu ce să zic. Uite-te ce făcea Maradona la Napoli. Da, atunci era mai frumos. Da, 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 ce se face? Nu știu, mi se pare mult mai diferit. Nu. Se duce Barbuț. Nu mai prinde cineva. Se duce Barbuț. Colici. Colici, a vrut să dea pară gol. Dar nu se pune decât de... De 1. De 1. Ce ghinion are. Cum? A de trece pe jucătă. De pe... Dar se duce pe etică. Și îmi fac mulți și mă enervez și îmi fac așa. Trebuie să ții așa. Da. Da. Deci cum doar atât? Da, doar atât. Te enervează când îți faci așa? Și se duc la cameră. Așa le fac eu dacă mă enervează în timpul jocului. Dacă țin de mingea iurea, dacă sunt jucător de aia de stau cu toată echipa în poartă, da. Așa le fac. Și după aia calma. Shooting boost. Stai că-ți arăt imediat. Mateiu, mai atent. E problema că e de Gudo. 7-6. Stai, Ronaldo e mai bun decât Messi, ne scrie Crio. Stai care e preferatul lui. Și asta e adevărat. Să te amu pe mine.
în cămin. Și când era clasică, tu și seara acolo. Mm. Ah. Sunt bătărie, da. Tu erai cu Barça? Da. A, e clar. De aia zici că e mai bun Messi. Da, dar nu știu, îmi place mai mult Messi. Nu spun că Ronaldo nu e bun, dar înțelegește, are 35 de ani și cum joacă la 35 de ani. Dar, nu știu, îmi place mai mult, mi se pare... Forța. Ce face Messi nu poate să facă Ronaldo și poate și invers, da? Păi aia, e și invers. Uite așa. Cristi! Cristi Bărbuț, dacă te uiți aici... Salut! Așa să dai Cristi. El dă mai mult cu stâng. Da, eu l-am văzut și eu. Îl cu stâng. Da. Da, să vezi și goluri, da, la antrenamente. La antrenamente? Bine, și la mie și-a dat și cu stâng. Și cu Dinamo. A, da, da. Ți-am minte ce e gol frumos a dat. Ia șutează. E șutin. Păi da, și era și ori doi. Uite, Cic. Uite acum. Roma. Sau Cic. Sau Colici. Uite ea. Ia. Ce tare. Se pare tare. Ți-i așa. 97. Dar atât trebuie să-ți, nu? Mihaila, să știi că tu ești idolul meu. Mă bucur. Eu nu am vibrații de aia. Nu? Pe cât? Dribbling. Ca în realitate. Bineînțeles. Exact ce va face la meciul cu Iași. Ohoho! Mihaila, următorul. Mihaila, următorul team of the week. Sper. Sper să-mi dai și mie. Da, ce-ai... Ce-am dat-o. Cum se simte atmosfera la nivelul gazonului pe Oblemencu? Fel. Foarte frumos. Cred că e cel mai frumos din România. Dar chiar cum, care e diferența între jocurile de acasă și jocurile din deplasare, ca public, ca atmosferă? Să te simți, nu știu, mult mai încrezător. Și public, când ai publicul de partea ta, e, cum se spune, e caldă și despre celor jucători, știi? E, nu știu, simți că te împinge de la spate și mereu ai nevoie de, mai ales în momente grele, când ești cu un dos sau ești într-o perioadă de, nu știu, de minute de te domină adversarul, știi? Și e bine să fie cu tine, pentru că te încurajează și știi că mereu că e acolo. Trei la Wakefoot. Trei cu trei. Și în realitate, câte crezi că ai fi meritat? Tot așa, trei? Tot trei cu trei? Da, sau crezi că meritai patru la skill? Nu sunt un jucător care face pe skill. Și nici nu știu să fac un skill. Știi să faci elastico? Îl fac, dar nu... Adică să-l faci în joc, cum îl faci în joc. În viteză mă refer, nu de pe loc. Nu. Ce că-l dă? Cine putea să dea gol așa în urmă acasă? M-a dat și în cantul meu. Așa a dat? Ceva genial. De ce alunecați pe acest teren nou? Păi nu e prins încă 100%. Bine, s-a prins acum la ultimul meci, a fost mai bun decât cum a fost cu, nu mai știu ce meci a fost, când nu am jucat, am fost suspendat. Și atunci s-a alunecat foarte mult, am fost pe cică două alunecate de 3 ori. Dar nu e prins încă 100%, dar probabil că în play-ul va fi foarte bun. Mateu, ce viteză! Și scoate-l Mihaila? Care? Care ratează!
Vali. Valentin. Ne-am dat și un gând, n-am venit și un gând, nu? Nu ai dat? N-ai dat cu tine? Ia uite-l pe Mirco. În realitate că n-ar fi făcut asta. Da. Chiarca. Măcar am bătut aici. Elvir. A avea șut, am pasat. Cred că dacă dădeam la poartă, poate. 13-7 oricum pentru Universitatea Craiova. Țică. Ar putea să dea bine, acum. Că a fost mai frumos al meu. Ce părere ai de Florinel Coman? Și mult mai mare decât tine asta. Și asta e... Mai cu 3 ani decât mine. Nu, cu 2? E 98. Da. Cu 2. Contează, 2 ani. 2 ani de experiență la nivelul Ligii 3. Dar nu mai, nu știu foarte mult. Dar ce intervenție are Mihai Balaj? Mihai la Bela Olteni. A luat roșu, n-a fost, a fost, a dat penalti. Cum mă? Dar am dat în minge. Ia să te văd a penalti. În stânga. A schimbat. Și eu l-am văzut în stânga. Bela Olteni. Acum sunt toate. Ia vezi, poți să ieși în față. Să nu fluie. Romica, te-ai dus și a fluie de mine. Dar n-am dat și eu niciun gol. Ia zi. Sigur? Eu așa știu. Da. 4 Colici, 1 Barbuz, 2 Cicăldău, 2 Roma. Ciosici și Bălașa... Suspendați. Am dominat meciul. Cum ți-a părut meciul? Mai ușor decât ce nu era draft. Chiar mă oftic am avut. Pentru atacul ăla. Hai să arăt și echipa mea. Îmi dai o părere acum pe live. Asta e că nu prea să mă și trebuie să degeam 3 stele. Să arăt și instrucțiunile. Și ce sistem joc. Tu joci 4-3-2, ai zis. Da. De cât timp joci la Craiova? De la vârsta de 12 ani. Ce părere ai de Andrei Cristian, vrea să ne dea gol. E normal. Normal, își face treaba. Mai am fitness-uri. Cam asta e echipa mea. Ia zi tu, uite, ai să arăt aici, în custom. Asta e customul pe care îl folosesc, e ceva balance și așa arată jucătorii în teren. Zi tu ce ai schimbat tu. S-a schimbat eu? Da. Schimbat Dembele. Și pe cine vrea? Pe Messi. Cu Messi. Da. Militao nu poți să-l schimbi, ai spus. Și bine că venizezi, da, și cu Dembele. Nu, dar zic așa, pe, dacă ar fi, dacă să zicem... Dacă ar fi să schimba, schimba și Militao. Cu Fen. Nu-mi place Ferdinand. Mi se pare mai bun Ferdinand sau Varane. Mi-mi place foarte mult Varane. Cred că la headliner este foarte bun. Varane. Da. Da. Și fundașul lateral l-aș schimba pe Mendy cu Zambrota și pe Semedo cu Semedo headliner. Știi cât de bun e Zambrota? Mendy mi se pare bun așa o Mendy. Da, dar Zambrota e te ajută ofensiv foarte, foarte mult. Și Semedo cu headliner, da? Da. Van der Sar poate aș da un upgrade la... Și cu Schmeichel ce zici de 90 sau 90 de cât are? Prime-ul cred că e 92. 92, da. 92 Prime-ul.
Cam asta e echipa. Instrucțiuni îi dau Neymar nimic. Cam on defense la Lam și la Ram. Stay back while attacking cu cut passing lane la De Jong. Și cover center neapărat. Trebuie să le dai tu aici la CDM-ul cover center. Trebuie să le dai neapărat cover center. E foarte important că din centru vin marea majoritatea acțiunilor. Și am pe unul cut passing lane, pe unul balance, îi dau decât cover center. Și la fundaș și lateral, stay back, trebuie să nu le dai, dacă nu le dai, să știi că o să te prindă foarte rău pe benzi, mai ales dacă au... Îmi place să atac. Îmi place joc ofensiv. Da, dar din păcate în acest joc ești dezavantajat dacă îți place să ataci. Anul acesta. La 19 nu era așa. La 19 te duceai pe ei și erai... te avantaja foarte mult. Sper să fac și mai bună. Sper să cade și mie ceva la pachet. Să avem puțin noroc. Bine, bine că ți-a dat cardul. Să vezi să bine de băguț. De colegii tăi. E supărat? A zis la când am văzut când a trimis mie și lui Roman. A zis la când îmi trimite și mie în două, trebuie să luăm mai mult. Dar încă se joacă. Cam acesta a fost episodul din această săptămână. Îi mulțumim în primul rând lui Vali că a fost alături de noi și am jucat un draft frumos, un draft foarte bun, dar din păcate am avut puțin ghinion. Mulțumim tuturor care ați fost alături de noi în această seară și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai bun. Mulțumesc, Vali, că mi-ai acceptat invitația și baftă la Iași să veniți cu 3 puncte. Mulțumesc. Salut, salutare, băieți!